Stimați spectatori, vă invit să urmăriți un material pe care l-am realizat în cadrul unui curs intercultural pentru jurnaliști, care s-a derulat de curând la Cluj-Napoca. Un curs care veți vedea are legătură cu subiectul nostru următor și despre care vom afla mai multe chiar de la următorii noștri invitați. De la începutul anilor 90, Institutul Intercultural a început să promoveze o abordare bazată pe principii ale Consiliului Europei legate de interculturalitate, de interculturalism. Am început activitățile centrate pe problematica minorităților naționale din România și pe relațiile interetnice din România și considerăm, bineînțeles, că acest aspect rămâne de foarte mare importanță și trebuie să se regăsească în activitatea organizațiilor, a sistemului educațional, a mass media din România, pentru ca să se asigure pe de o parte respectarea drepturilor minorităților și pe de altă parte să avem o societate coezivă în care să existe relații echilibrate, corecte între diferitele comunități. În ultimii ani, de fapt după 2006, am fost însă implicați în activități legate de studierea migrației românilor în Europa occidentală și de sud și tot de atunci am început să ne preocupăm și de problematica integrării imigranților în societatea românească. Numărul cetățenilor străini, al străinilor veniți în România să trăiască aici a crescut în ultimii ani și este estimat că va crește în perioada următoare și am considerat că este important să existe demersuri centrate pe integrarea în societatea românească a acestora. Noi considerăm că ceea ce se face pentru respectarea drepturilor minorităților naționale și pentru relații bune interetnice în România ar trebui să se aplice în egală măsură și pentru integrarea imigranților. Pentru că vorbim de o abordare care se bazează pe aceleași principii legate de respectarea drepturilor omului și de anumite principii care dorim să le regăsim în societate, într-o societate democratică și echilibrată. Cu siguranță noi putem învăța foarte mult în prezent din experiența activității cu minorități naționale în privința integrării imigranților. Și unul dintre domeniile în care încercăm acum să facem acest lucru este legat de rolul pe care îl are mass media în transmiterea unui mesaj care să nu divizeze societatea, ci să unească societatea. Un mesaj care în același timp să nu fie unul de îndoctrinare sau un limbaj simplist de lemn, ci să fie un limbaj care să stimuleze gândirea critică, să stimuleze înțelegerea de către publicul larg a diferitelor probleme cu care se confruntă societățile în care avem diversitate culturală, atât rezultată din migrație, cât și din prezența minorităților naționale și credem că jurnaliștii au un rol extrem de important în acest context. Pentru mine a fost o surpriză foarte plăcută evenimentul din aceste zile de la Cluj-Napoca, o experiență de nesperat, interculturală, un mod foarte interesant de a înlărgi și a-mi dezvolta modul de gândire referitor la migranți. Discuțiile cu ei au fost foarte interesante, modul în care a fost organizată conferința, au fost organizat simpozionul, a fost unul foarte interesant. Eu n-am mai avut o astfel de experiență. Mediatorii interculturali au fost extrem de deschiși și totul a decurs sub totală transparență. Ținând cont că sunt peste 3 milioane de români care au părăsit România în ultimii 10 ani pentru a avea un trai mai bun în vestul Europei, mi s-a părut interesant să interacționez cu oameni care au venit, care au găsit în România o a doua casă. Fie că au venit din Republica Moldova, țara noastră soră, fie că au venit din zone afectate de conflicte sau de o criză economică majoră. Vorbim aici de Orientul Mijlociu, de Nordul Africii.
Mă bucură că am întâlnit oameni care au ales să vină în România. Că oameni care au plecat sau care vor să plece din România, cunosc sute. Experiențe foarte interesante și te ajută să și înțelegi frământările care sunt în regiunea aia, în Orientul Mijlociu, care sunt foarte complexe, într-adevăr. Cred că va trebui să ne obișnuim că o să mai vină niște etnici pe lângă noi. Noi suntem obișnuiți doar să discutăm despre maghiari, dar uite că încet, încet o să ne trezim pe lângă vecini, nu? Ce avem ucrainieni, eu știu, lipoveni, o să ne trezim și deja cu alții și care au niște povești foarte, foarte interesante. E un pas pe care trebuie să-l facem. Este important că se organizează, în primul rând, deoarece ne ajută să găsim acele metode, cuvinte, prin care să explicăm acele concepte care uneori par greoaie sau de care am auzit și probabil unii, oamenii sau și ceilalți, ceilalți din cadrul societății, nu înțeleg exact ce înseamnă discriminare, ce înseamnă refugiat, ce înseamnă migrant. Uneori le confundă între ele, mă refer la refugiat și migrant. Este o... Astfel de cursuri sunt posibilități prin care afli cum poți să-l ajuți pe celălalt din comunitatea ta, ce poți să faci despre, pentru el. Și este o, da, este un mod prin care poți ajuta. Știam că Clujul este multicultural, se tot spune, te vorbești despre lucrul ăsta, dar nu credeam că avem atât de multe comunități din atât de multe țări aproape, pot să zic, din tot globul. Acest curs este un loc de unde pot să mă inspir pentru viitoarele materiale, de unde am aflat și povești interesante care îți oferă modele de viață. Avem acum ocazia să colaborăm cu un grup de 20 de jurnaliști din diferite zone ale țării și facem acest lucru continuând o serie de activități începute în urmă cu aproape 15 ani acum, în care la început ne-am focalizat pe problematica romilor în presă, ulterior pe problematica minorităților naționale în general și acum am introdus și această dimensiune referitoare la integrarea imigranților și la modul în care sunt prezentați migrații și fenomenul migrației în mass media. Mă bucur pentru că Institutul Intercultural din Timișoara dovedește că banii proveniți de la Uniunea Europeană se poate consuma și în mod eficient pentru astfel de cursuri care sunt, cred eu, foarte benefice pentru jurnaliști. Poate ar fi un exemplu de urmat ca noi, jurnaliștii din orașe, din provincie, cum se spune la București, dar și din cei din București să beneficieze de astfel de programe, pentru că și noi suntem afectați de aceste stereotipuri, de aceste preconcepții, cum ar fi cele legate de minoritățile etnice și de migranți. Trebuie să tratăm cu atenție mai mare unele nuanțe mai sensibile și cred că atunci și cei migranți s-ar simți mai ușor de integrat sau s-ar integra mai ușor, mai bine zis. Au fost discuții foarte interesante în aceste zile. Mi-au plăcut și că discuțiile nu au fost doar de o parte, adică erau schimb de idei, unele chiar foarte, cum să spun, nu s-a tranșat nicio parte, nici de cealaltă, dar și discuțiile cu cei veniți din zona arabă sau din Basarabia sunt povești interesante pe care ar fi bine să le mediatizăm mai mult pentru astfel și puterea noastră de a înțelege să ar crește. Din păcate, a trebui și televiziunea națională și presa națională, care are un public mai numeros, să trateze cu mai mare atenție aceste subiecte, pentru că știm bine, în presa locală de multe ori se preiau știri de la presa centrală, nu se mai editează prea mult pentru că
citează sursa pur și simplu și atunci așa se propagă știri și informații ușor deranjante, putem spune, pentru o minoritate etnică sau cei care au sosit în țară pentru un trai mai bun. Cred că după acest eveniment îi putem privi cu alți ochi pe cei care ajung în diverse situații să-și părăsească căminele, să-și părăsească țările și să vină să încerce să se stabilească la noi sau numai să tranziteze sau să muncească. Cred că putem să înțelegem punct cu punct fiecare situație și cu ocazia asta fiecare din jurnaliștii prezenți, din fiecare dintre organizatori și mediatori au înțeles că nu trebuie să tratăm statistic astfel de situații, trebuie să le luăm caz cu caz, persoană cu persoană și ascultându-le poveștile acestor oameni, mai fericite sau mai nefericite, să ne facem o idee despre ce înseamnă globalizarea și efectele unor evenimente nefericite. Vezi Siria, vezi evenimentele de acolo sau Ucraina chiar, care au efect, care influențează în zilele noastre regiuni întregi de pe glob și care ne schimbă soarta tuturor la urma urmei, pentru că orice migrant sosit, refugiat, nu are la urma urmei o poveste personală. În povestea lui vom intra și noi și va trebui să știm, să gândim și să ne purtăm ca atare. Am dorit ca România, care acum este la începutul acestui fenomen de migrație în România, totuși sunt doar câțiva ani de când fenomenul este cu adevărat important din punct de vedere social, România deci ar trebui să facă în așa fel încât să prevină apariția acestor fenomene negative, antimigranți, a stereotipurilor și a conflictelor pe care, din păcate, le regăsim în alte țări europene. Stimați telespectatori, acest curs care a avut loc la sfârșitul lunii octombrie face parte dintr-un proiect mult mai amplu, Migrant în România Interculturală, care este unul dintre numeroasele proiecte derulate, proiecte interculturale derulate de către Institutul Intercultural din Timișoara împreună cu partenerii săi. Și un astfel de partener este de încredere și care este prezent în foarte multe proiecte, ca lider de proiect sau ca și parteneri, este Liga Apărării Drepturilor Omului, filiala Cluj. Alături de noi în studio avem pe doamna Ana Ludușan, care este președinta acestei organizații. Bun găsit, doamna Ludușan! Bună seara! Mulțumesc. Și o avem pe Ionela Răcătău, care este coordonatoarea unei rețele de mediatori interculturali, despre care vom afla mai multe detalii în minutele ce urmează. Bun găsit! Bună seara! Doamna Ludușan, spuneam că sunteți o organizație foarte activă în ceea ce înseamnă astfel de proiecte interculturale. Iată, a apărut această nevoie destul de stringentă de a ajuta o anumită categorie de persoane. Dumneavoastră, ca Liga Apărării Drepturilor Omului, chiar din titlu, putem să ne gândim la alt gen de activități pe care le-ați derula în apărarea drepturilor omului. Și iată că ați ajuns acum la o implicare foarte activă în genul acesta de proiecte interculturale. Care a fost motivația și drumul care a dus la implementarea și implicarea în astfel de proiecte? În primul rând, România a devenit o țară de graniță a Uniunii Europene. Ca țară de graniță și ca aspirantă a României pentru intrarea în spațiul Schengen, trebuie să facă pași importanți
pentru această intrare în acest spațiu. Deci am avut mai multe motivații. Cele mai importante a fost ca să ne integrăm sau să facem, să punem și noi umărul la proiectele care fac parte din componenta de integrare în spațiul Schengen, pentru că avem competențe în acest sens și pentru că există aici un drept fundamental al omului, dreptul de a se mișca, de a se așeza, de a munci, de a învăța, de a se căsători oriunde în lumea asta. Pentru că suntem un spațiu deja... Poate suntem un sat mondial, adică putem călători din România în Japonia în câteva ore, nu chiar puține, dar putem îndată să ajungem în Japonia, în Statele Unite, oriunde în lume. Așa cum merg copiii noștri și așa vin și alții la noi. În general sunt oameni tineri. Marea majoritate a migranților sunt oameni tineri care vin, studiază, muncesc sau se căsătoresc în România. A fost, spunea și domnul Cărin Rus, directorul Institutului Intercultural Timișoara, că și ei ca institut și-au început inițial activitatea gândindu-se la problemele cu care se confruntă minoritățile naționale, minoritățile istorice, dar cu timpul a apărut, iată, un alt grup etnic, grupuri etnice, care aveau nevoie de ajutor în integrarea acestora. Și în acest sens și voi, prin proiectele pe care le-ați derulat ca partener sau ca lider de proiect, ați încercat să faceți acest lucru. Și un pas foarte important pe care l-ați făcut este crearea acestei rețele de mediatori interculturali sau mediatori sociali interculturali, cum sunt numiți așa în denumirea lor exactă. Ionela Răcătău este coordonatoarea acestei rețele. Ce a însemnat constituirea unei astfel de rețele? Care a fost procesul de a o constitui? O să spun cum am început noi să ajungem la ideea înființării unei rețele de mediatori interculturali. În 2010, când am început să lucrăm, când LADO a început să lucreze pe proiecte de integrare, nu aveam neapărat această idee foarte bine gândită, implementată. Adică o idee concretă, ar putea să se materializeze ajutorul. Am început să lucrăm, să luăm legătura cu comunitățile de imigranți. Am constatat că e foarte greu accesul comunităților, erau foarte reticente, grupurile erau închise, noi nu reușeam să mergem să vorbim cu ei, să vedem ce nevoie au, cum îi putem sprijini. Iar în 2011 am câștigat un nou proiect în care am propus ideea înființării unei rețele de mediatori interculturali. Ce înseamnă mai exact mediatori interculturali și care este rolul practic al acestor mediatori? Acești mediatori interculturali sunt reprezentanți ai comunităților de străini care sunt recunoscuți de comunitate în calitate de lideri. Sunt lideri de comunități, sunt lianți între comunitățile de imigranți și autoritățile publice. Ei traduc informațiile de la autorități înspre comunități și merg la autorități cu nevoile pe care le identifică în comunitățile lor. Dar acest lucru nu s-a întâmplat așa foarte pe repede, s-a întâmplat în timp, ei au fost pregătiți, au participat la diverse cursuri de formare profesională, sunt chiar și atestați în acest sens. Așa e, anul trecut, în 2013, da, în toamnelui 2013 am avut la Timișoara un curs de formare prin care am acreditat un număr de 27 de mediatori. Așadar, ei au o recunoaștere oficială. Ei sunt mediatori cu diplome în regulă, au un statut. Au un statut oficial. Atestat de Ministerul Muncii. De Ministerul Muncii, da. Deci e o profesie în cor, în catalogul ocupațiilor din România. Deci sunt absolut oficial, deci e o meserie. Însă meseria aceasta a fost foarte specifică pe nevoile comunităților de migranți. Cum i-ați selectat pe cei care au ajuns într-un final mediatori interculturali? A fost un proces de selecție? A fost un proces de selecție, da. Ei și-au trimis CV-uri, aplicații, scrisori de intenție. Iar noi i-am selectat pe cei mai... N-aș vrea să zic cei mai reprezentativi, pentru că fiecare e reprezentativ în felul lui. Cei mai care aveau calități
de buni conducători, de lideri, inclusiv abilități de comunicare, să fie stăpâni pe ei, să fie stăpâni pe, pe ceea ce vor să transmită și pe ceea ce vor să, să obțină. Trebuie menționat că sunt oameni de diverse profesii, pentru că ei în paralel au și o altă profesie, o altă formare și au decis să se implice și în felul acesta pentru a-și ajuta comunitățile din care provin, dar nu numai, pentru că nu, din câte știu, nu vorbim doar de mediatori care sunt pentru comunitatea din care provin, pentru că sunt unii care ajută și alte comunități. Toate comunitățile, așa e. Nu sunt, dacă reprezintă comunitatea pakistaneză, nu înseamnă că îi ajută doar pe cei din Pakistan, cei veniți în România din, din Pakistan, ci oricine le solicită sprijin. Da, chiar, chiar o să dăm un exemplu. Ali Shah este coordonator pe comunitatea pakistaneză și indiană. Adică am încercat împreună cu ei să grupăm cumva comunitățile, pentru că, mă rog, ca să fie mai... Telespectatorii chiar acum, mă scuzați, pot urmări imagini cu acești mediatori interculturali de la diverse cursuri pe care ei le-au avut. Ali este chiar cel din poza anterioară, poza din stânga. Vă rog să continuați. Da, iar Alex Hacho este mediator pe comunitățile latinoamericane și vreau să vă spun că nu numai pe comunitățile latinoamericane din Cluj. Iată și pe Ali Cluj, de care pomeneați. Da, da. De Cluj, ci el rezolvă probleme ale comunității latinoamericane, peruane, ecuadorieni, columbieni, sunt foarte mulți, care rezolvă probleme ale peruanilor, ecuadorienilor din Constanța. Doamna Ludușan, că ați pomenit de probleme, care ar fi cele mai stringente probleme cu care se confruntă aceste comunități de migranți, așa cum i-ați numit și în titlurile proiectelor pe care le derulați? Principalele probleme țin de drepturile fundamentale și, în primul rând, este dreptul de ședere. El nu poate să vină decât cu un drept de ședere într-un anumit scop. Dacă vine la studii, are drept de ședere temporară pe perioada studiilor. Dacă vine ca membru de familie, el are drept de ședere temporară sau poate obține permanentă, inclusiv cetățenia, ca membru de familie a unui cetățean român. Dacă vine să muncească, atunci are drept de ședere pentru muncă. Deci sunt și doctoranți la noi, sunt Ministerul Afacerilor Externe a dat foarte, foarte multe burse și vin oameni chiar de excepție. Vreau să vă spun că anul trecut noi am avut un festival foarte bun, Festivalul Migrației și Drepturile Omului, care deja era la a patra ediție, acum o să fie la a cincea ediție, organizat în exclusivitate, aproape în exclusivitate de comunitățile de migranți. A fost ceva absolut minunat și unul dintre expozanții de acolo a devenit doctorant la Facultatea de Arte și Design. Și este foarte, foarte talentat, este ecuadorian. Un pas foarte important, cel puțin eu îl consider foarte important, pe care l-ați realizat, a fost acela de a face, de a merge mai departe și a face niște legături foarte importante, și anume între acești mediatori interculturali și jurnaliști. A fost vorba despre o întâlnire, un curs de formare pentru jurnaliști, formare în comunicare interculturală și de construcția stereotipurilor. A fost un moment foarte important pentru jurnaliști din diverse zone ale țării, dar și din exterior, din afara țării, să cunoască mai bine cine sunt acești mediatori interculturali, ce rol au ei, dar mai ales să cunoască poveștile și nevoile și practic problemele cu care se confruntă aceste comunități. Am urmărit chiar adineauri un material care am putut să vedem, să aflăm care au fost impresiile jurnaliștilor și fiind și eu una dintre participante, pot să adaug că a fost o impresie foarte puternică, deci nu ai cum să nu fii impresionat de aceste povești. Noi am avut ocazia să stăm de vorbă prin intermediul unei metode foarte inovative, Biblioteca Vie, să stăm de vorbă, să fie pentru câteva minute acești oameni cărțile noastre, pe care, din păcate, n-am apucat să le citim așa cum am fi vrut, pentru că doar le-am răsfoit, dar sunt povești care merită să fie auzite și aflate de către oameni pentru a înțelege mai bine cine sunt acești oameni. Care a fost, nu știu, cum vedeți continuarea unei astfel de relații, astfel încât informațiile să ajungă corect la public?
Și bineînțeles că un rol important în acest sens îl au jurnaliștii. Știu că pregătiți acum și un grup foarte important. Despre ce este vorba mai exact? Da, e vorba de grupul local de acțiune pe migrație, în care încercăm să aducem împreună reprezentanții autorităților publice și să facem, așa cum avem un grup al mediatorilor, așa să avem și un grup local de acțiune la care mediatorii să apeleze cu încredere ori de câte ori au nevoie. Grupul local de acțiune, după cum spuneam mai devreme, include reprezentanții autorităților publice, persoane cheie din instituțiile publice, care să comunice constant cu mediatorii și care să-i aducă pe aceștia la curent cu toate noutățile legislative, cu toate informațiile de care acestea au nevoie, pentru a-i transmite mai departe în comunitate. Și nu numai, atunci când se ivesc probleme și se ivesc în fiecare zi probleme, atunci mediatorul preia problema din comunitate. În general, noi suntem un fel de popas între comunitățile de migranți și instituțiile publice. Vin la noi și se sfătuiesc cum să rezolvăm problema, dar de multe ori nici noi nu putem să nu știm totul despre legislația în domeniu, care se mișcă și foarte stufoasă și numeroasă. Și atunci e foarte bine ca între comunitățile de migranți acești mediatori vin înspre noi cu nevoile din comunitate și noi împreună cu mediatorii mergem la reprezentanți. Dar e altceva când mergi oficial sau scrii oficial și e altceva când ai un om acolo care înțelege că este un membru într-o rețea și trebuie să rezolve o problemă la atunci când ea se ivește. Astăzi am primit un telefon și mi s-a spus, v-am văzut pe site, a venit, mă rog, cineva în familia mea ca turist, i-a expirat viza de ședere, ce facem? Și atunci trebuie să dai o soluție, pentru că dacă nu dai o soluție, aici deja e o problemă de moment și el poate să pățească anumite lucruri dacă nu urmează căile legale. Și atunci trebuie această problemă rezolvată astăzi. Și atunci trebuie neapărat să ai un om în instituția care rezolvă astfel de probleme, care te ascultă, te aude și sprijină rezolvarea problemei. Ați pomenit de site-ul dumneavoastră, vreau să amintesc și telespectatorilor că pot afla mai multe informații despre astfel de proiecte interculturale pe ladocluj.ro, www.ladocluj.ro, dar și pe site-ul migrant.ro, unde pot afla despre povești, diverse povești ale acestor migranți, acestor mediatori interculturali, dar și multe alte informații. Vă mai dau un portal foarte important, România e acasă, este un portal la nivel național, care este găzduit de Organizația Internațională pentru Migrație, care găzduiește al doilea proiect foarte, foarte important pentru integrarea migranților. El se numește Coordonarea Națională a resortisanților țărilor terțe, a migranților în România. Este tot așa un proiect care pregătește intrarea României în Schengen și este finanțat din Fondul European de Integrare. Vreau să spun că acolo pe acest proiect se dau strict, deci se oferă servicii. De la informare, consiliere, sprijin în fața instituțiilor publice, inclusiv avocat plătit pentru probleme de divorț, de alte chestiuni care țin de cetățeanul străin care are o problemă, un conflict care nu îl poate rezolva decât în justiție. Îi se plătește avocatul. Lucrurile sunt deja destul de evoluate. Sunt, de exemplu, străini care au probleme de existență, adică sunt foarte săraci și aceia, nu numai refugiații sau azilanții, aceia statul își asumă responsabilitatea vieților și au mecanisme să rezolve aceste probleme, dar sunt care nu, ei vin cu diferite vize de studii sau sunt studenți, mai ales din țările latinoamericane sau africane, care sunt foarte săraci.
Și atunci ei vin cu o bursă a statului român care acoperă cheltuiala studiilor și a, să zicem, a cazării, dar nu au bani de mâncare. Iată că vorbim de povești diferite, de migranți diferiți, practic. Da. Nu mai zic de cei care sunt refugiați, care deja reprezintă o altă poveste. O altă poveste și despre care cu siguranță vom mai discuta și noi în cadrul emisiunilor noastre. Deci vorbim, practic, de niște comunități etnice pe care nu avem cum să le ignorăm, care au nevoie de sprijinul în legislație, practic de o nouă, de o legislație care să-i ajute să se integreze. Sunt diversi străini care au tot felul de povești, care au fost nevoiți într-un fel sau altul, până la urmă, să ajungă aici pe aceste teritorii. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Mulțumim. Timpul nostru s-a scurs, mulțumim, dar cu siguranță vom mai povesti despre aceste subiecte și vom detalia subiectul. Stimați telespectatori, eu vă mulțumesc că ați fost alături de noi și astăzi. Vă reamintesc că puteți să ne urmăriți și după ora 18:30 pentru a vedea reportajele Transilvaniei Policrome. Nu uitați că ne puteți urmări și live pe tvrplus.ro, pe Facebook și YouTube. Eu mi-au acum rămas bun și vă așteptăm, ca de obicei, și săptămâna viitoare la aceeași oră, la o nouă ediție a emisiunii noastre. Toate cele bune!